Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi, alături de noi, este Iulia Feordeanu, psihoterapeut, analist jungian și vom vorbi despre Harta Sufletului, moștenirea lui Jung de Murray Stein, o carte publicată în colecția jungiana. Iată o carte care își găsește, am putea spune, un loc de cinste alături de multe alte lucrări, multe alte cărți în această superbă colecție, așadar Harta Sufletului, moștenirea lui Jung. În acest volum, Murray Stein împărtășește chintesența a 30 de ani de studiu despre Harta Sufletului creată de Carl Gustav Jung. El descrie descoperirile lui Jung și evidențiază coerența teoretică a subtilei rețele jungiene de elemente interconectate pentru ca cititorul să dobândească atât o imagine generală a teoriei psihologiei analitice, cât și o bună înțelegere a celor mai importante concepte și a modului în care ele aparțin unui întreg. Și aș începe discuția noastră parafrazând cumva titlul acestui frumos volum, Moștenirea lui Jung. Care este moștenirea lui Jung și ce aduce nouă această carte în universul psihologiei jungiene? Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru ocazia de a răspunde la aceste întrebări. Sigur că timpul ne limitează și e destul de dificil de spus pe scurt ce aduce nou Jung, pentru că sunt foarte multe lucruri noi, așa cum subliniază și autorul Murray Stein în carte. Chiar dacă începutul anilor 1900 au adus cumva un val de explorări psihologice asupra inconștientului, care au determinat atât apariția psihanalizei, cât și mișcări importante în arte de a prelucra material care până atunci fusese, să zicem, reprimat. Totuși, Jung a început pe acest drum al cercetării psihologice a inconștientului în calitate de medic și beneficiind de acest context în care a putut colabora cu mai mulți specialiști din domeniu, inclusiv faimoasele lui corespondențe și întâlniri cu Freud, dar a avut destinul său propriu, unic, așa cum este și teoria lui, și anume el a încercat pe cont propriu, ceea ce constituie o premieră în lumea științifică modernă, să realizeze această cartografiere, dacă vreți, a psihicului uman. Din start pare un demers extrem de ambițios și așa și este, dar Jung a fost foarte motivat și în mod evident asta a fost calea lui sau destinul lui în viață, să exploreze psihicul în feluri în care nu numai că nu a mai fost explorat, dar modul lui de a explora psihicul și teoria lui s-au lovit de foarte multe rezistențe din partea comunității științifice. Și de aici și atenția lui deosebită și în același timp și dificultatea de a traduce într-un limbaj pe cât posibil acceptabil științific experiențe extrem de subiective, personale și directe cu natura invizibilă a psihicului. Deci, pe de-o parte, Jung aduce ca noutate în teorie tema inconștientului colectiv și a elementelor pe care le putem găsi la acest nivel, stratul arhetipal și o serie de alte noțiuni pe care le puteți găsi în carte prezentate foarte succint, dar nu vreau să mă extind foarte mult pentru că sunt termeni foarte specifici
aduși în discuție pentru prima oară chiar de Jung, dar și definiția sinelui, care pentru Jung și pentru Jungieni este mai vastă și oarecum diferită de sinele așa cum îl înțeleg ceilalți practicanți ai psihoterapiei. Cumva pentru Jung, și asta vedem și spre finalul cărții, în penultimul capitol, care vorbește despre acest principiu al sinelui, sinele este mai mult decât identitatea personală. Este un, chiar așa este definită de Neurenstein, foarte, mi se pare o definiție foarte ușor de urmărit, o entitate cosmică ce emerge în viața umană. Și aceasta este o noțiune absolut nouă pe care o aduce Jung în psihologie, în psihologia vestică. Și, practic, unul dintre elementele definitorii, această credință că există o entitate cosmică, un principiu autoreglator care emerge în viața umană și determină mișcările psihologice din viețile noastre, este ceea ce îi adună cumva, sau e un aspect important care îi adună împreună pe practicanții psihologiei jungiene și pe cei care se adresează acestei forme de psihoterapie. E foarte interesant această carte, pentru că, așa cum spune și autorul în introducere, nu este prima sau nu este singura carte care încearcă să explice noțiunile de bază ale psihologiei jungiene către publicul mai larg și către publicul de specialiști, dar spre deosebire de celelalte introduceri în psihologia jungiană, perspectiva din care relatează autorul sau din care le descrie autorul este diferită. Pentru mine, pe de-o parte, a fost o ocazie să citesc cu un punct de vedere ușor mai poetic, dacă pot să spun așa, fără să se îndepărteze de planul științific, dar cumva Neurenstein a reușit să creeze și o poveste în jurul acestor noțiuni, care altfel sunt extrem de abstracte și destul de dificil de asimilat pentru cititor, chiar și pentru un specialist. Pentru că Jung a fost o persoană intuitivă și pentru el aceste fenomene sau aceste procese pe care le descrie erau foarte evidente, dar dificil de explicat în cuvinte și din punct de vedere rațional. Și atunci el se străduiește cumva și să creeze o anumită terminologie care, dacă nu suntem familiarizați cu ea, pare străină oarecum, dar și anumite scheme pe care încearcă el să le propună cititorilor săi sau comunității științifice pentru a descrie ceea ce a descoperit. Iar Neurenstein ne ajută destul de mult, spun eu, în comparație cu alții autori care au mai încercat să definească sau să redefinească, să explice mai pe scurt psihologia lui Jung. Stein, pe de altă parte, aduce acest punct de vedere mai personal și invită cititorul să primească aceste informații, pe de o parte, din punctul de vedere al lui Jung, adăugând context legat de viața lui Jung, ca să înțelegem mai bine în ce circunstanțe Jung a ajuns la aceste concluzii, și pe de altă parte, adăugând și exemple concrete din viața de zi cu zi. Deci, cumva, cartea, deși abordează o tematică densă și dificilă, reușește în 1300 de pagini să ofere o imagine conturată și nu atât de dificil de digerat despre psihologia jungiană. Foarte interesant este faptul că Stein explică cum această hartă a
Sufletului, redactată de Jung, este în egală măsură un demers științific și o operă de artă. Așa cum hărțile vechilor cartografiști, vechilor exploratori erau în egală măsură opere de artă, expresia a creativității persoanei care o realiza și suma experiențelor reale cu anumite teritorii și ceva care avea corespondent în realitatea directă și imediată. Deci, practic, pe baza experiențelor sale, personale, a personalității sale, a structurii sale de personalitate și a chemării sale interioare, Jung a realizat această teorie. Criticii săi spun că este adesea plină de capete neterminate. Și Muirenstein preia această critică și încearcă să o pună într-un context mai larg, în sensul că Jung scria pe măsură ce explora el însuși harta propriului său psihic, revine, deci dacă cineva are pasiunea de a studia întreaga opera lui Jung, poate vedea că pe parcursul vieții sale Jung a revenit asupra acestor capete lăsate cumva neduse până la final, dar în același timp Jung nu a dorit să aducă în fapt o teorie bătută în cuie. El cumva a inițiat acest proces pentru care suntem foarte recunoscători, noi cei care am urmat parcursul jungian, de explorarea psihicului și ne invită să realizăm fiecare dintre noi o hartă a propriului psihic. Asta nu înseamnă că hărțile fiecărui om vor fi complet originale și diferite între ele, înseamnă că structurile de bază pe care el le-a descoperit în explorările sale vor fi probabil aceleași, dar căile și experiențele noastre individuale vor diferi de la individ la individ și de aceea nu putem să luăm noțiunile lui sau experiențele lui ca dogme. El oricum nu și-a dorit asta, nu și-a dorit să existe Jungie, chiar avea o vorbă, slavă Domnului că nu sunt jungian. El ne invită să pornim în propria noastră explorare și asta aș vrea și eu să invit pe cititorii voștri și pe clienții de psihanaliză, de orice fel de orientare, să încerce să descopere în interiorul propriilor psihologii hărțile personale. Și bineînțeles, dacă avem suficient timp la dispoziție, putem ajunge și în aceste teritorii care nu mai sunt personale și sunt colective, iarăși o descoperire pe care Jung o aduce nouă pe planul psihanalizei, și anume faptul că există un fond psihologic inconștient comun umanității, inconștientul colectiv. De obicei, în psihanaliză se discută foarte mult despre inconștientul personal. Și în psihanaliza jungiană se discută despre inconștientul personal, foarte important să precizăm. De altfel, și în această carte, Harta Sufletului, există această mențiune care de multe ori este trecută cu vedere, dar eu cred că e foarte important ca cei care îl iubesc pe Jung sau cei care vor să o ia pe această cale a explorării jungiene, să țină cont de faptul că Jung a fost preocupat în special de procesele de transformare psihologică care se întâmplă în partea a doua a vieții și astfel în scrierile lui găsim relatări despre descoperire de sine, despre proces de individuare și o să explic mai târziu puțin ce înseamnă asta, dar nu atât de mult, ba chiar deloc, nu găsim în scrierile lui clasicele teme ale psihoterapiei și psihanalizei care vorbesc despre traume, care vorbesc despre
atașament, care vorbesc despre importanța calității relațiilor noastre primare. Și e foarte important. De ce? Pentru că mulți oameni, multe persoane care ar dori să-și rezolve anumite probleme sau simt că nu sunt mulțumiți cu viața lor sau sunt nefericiți sau au o anumită suferință, găsesc în scrierile lui Jung și în psihologia jungiană un fel de salvare. Și ar dori, spun asta și din practica personală de psihoterapeut, să sară direct în explorările acestea impresionante ale dinamicii inconștientului și ale simbolismului sinelui. Și nu e cumva, așa cum spunem în psihanaliză, un fel de evitare sau un mecanism de apărare în fața adevăratelor probleme de foarte multe ori. Deci, pentru mine, și nu doar pentru mine, cumva o imagine mai completă despre psihicul uman sau despre problematicile, dificultățile noastre emoționale, psihologice, ar include ceea ce mișcările post-junghiene deja fac și partea care ține de dezvoltarea din copilărie și de relații și această a doua parte a vieții, cine are norocul să își continue explorările până acolo și timpul, pentru că este un lux în ziua de azi, să-ți permiți să reflectezi și să urmărești aceste procese, chiar de timp și de energie psihică considerabilă. Deci, cumva, mersul firesc al unei dezvoltări psihologice în ziua de azi, când majoritatea oamenilor au dificultăți provenite din relațiile primare, din familie și din cultură, este întâi parcurgerea în terapie sau într-o altă formă de introspecție a primilor pași în viață și a primii jumătăți a vieții și înțelegerea exactă a dinamicii acolo și a punctelor problematice de care Jung nu se ocupă și despre care harta sufletului nu ne spune nimic. Nu e că e ceva în neregulă cu această hartă. Asta l-a preocupat pe Jung, cumva, să cartografieze dimensiunile psihicului pe cât posibil de obiective. Sigur că ce am spus eu mai devreme, partea de care ne ocupăm în psihoterapie, ține de foarte mult și de planurile subiective ale individului. Deci, ca să reiau ideea, dezvoltarea psihologică firească este întâi să reparăm ceea ce e de reparat și din păcate sau așa stau lucrurile, viața pe care o avem în societatea modernă ne lasă cu destul de multe lucruri de reparat ca adult. Și apoi explorarea psihicului și continuarea procesului de individuare după metodologia propusă de Jung, care pentru toți cei care au încercat-o se pare că a dat rezultatele pe care le-a promis și el. Vorbeam despre acest proces de individuare, care este și el descris foarte frumos de Neurostein. Ce înseamnă? Este iarăși un concept nou adus de Jung, diferit de ce înțeleg prin individuare alți teoreticieni ai psihicului. Pentru Jung, procesul de individuare ar însemna a deveni complet și original în același timp. Sigur că noi suntem originali, nu suntem asemănători unii cu alții, dar nu suntem conștienți de ceea ce ne diferențiază de alții. Chiar dacă credem că suntem atât de speciali sau, mă rog, avem o atitudine mai egocentrică sau mai narcisică, ceea ce credem despre noi, în general, în prima parte a vieții, că ne diferențiază, nu este atât de diferit de colegul, colega sau cumva. Intrăm în competiție pentru aceleași mize, deci cumva căutăm aceleași lucruri. Cele pe care ni le propune societatea sau cele pe care ni le vinde societatea, cele pe care suntem învățați să le căutăm atunci când suntem copii. De exemplu, în societatea vestică, cum știm,
suntem crescuți de mici ca să căutăm succesul pe plan social, profesional. Și el, acest succes, este și cuantificabil. Ca să nu fie prea greu pentru fiecare om, succes înseamnă să ai un anumit statut, un anumit stil de viață, poziție socială, un venit rezonabil. Și de cele mai multe ori avem falsa senzație că, de fapt, acest statut sau succesul în sine, din punct de vedere social, ne aduce cumva starea de fericire și starea de bine. Asta cumva în... Asta ni se promite, exact. Asta cumva în antiteză cu omul, hai să spunem, oriental, da? din spațiul oriental, care, conform tradițiilor spirituale din acea zonă a lumii, lucrurile stau cumva invers, da? Deci fericirea înseamnă, până la urmă, a fi. Și nu neapărat a avea o poziție, un statut, a avea tot felul de condiționări exterioare, lucruri materiale care, vezi, Doamne, ne-ar putea face fericiți. Exact. Dar noi nu știm asta la început. Noi trăim într-o cultură, ne naștem originale, așa cum am spus, inconștienți de particularitățile noastre care ne diferențiază de prieteni, de familie. Și ceea ce ni se propune din punct de vedere cultural, și asta e valabil cam pentru toate culturile, chiar și pentru cea estică, este să urmăm modelul cultural al familiei, al societății. Modelul nostru cultural este că trebuie să studiem și să ne îndeplinim rolurile propuse de societate sau atribuite de societate cât mai bine posibil. Să creștem copiii foarte bine dacă avem copii, să fim parteneri buni, angajați buni, manageri buni, să fim manageri, dacă se poate să fim cât mai mulți manageri și top manageri și să fim, mă rog, sau în sfârșit să urcăm în niște ierarhii. Dar ierarhiile nu neapărat se termină vreodată. În sfârșit, ca să revin la procesul individuării. Cumva, în prima jumătate a vieții, nu ne pasionează atât de mult ce ne diferențiază pe noi de ceilalți. Cine suntem noi ca persoană originală? Care e sensul vieții noastre? Nu prea avem timp. Mă rog, sunt și excepții, dar în general nu avem timpul și nu avem conștiința suficient de dezvoltată ca să ne punem aceste întrebări și să pornim în căutarea răspunsurilor. În prima jumătate a vieții, în general, oamenii sunt preocupați să bifeze toate aceste criterii pe care societatea ți le cere ca să fii un individ, să fii considerat un individ adaptat, funcțional și să contribui la bunul mers al societății. Dacă, într-adevăr, e o realitate, trăim într-o societate de consum și ca să o putem întreține, trebuie să facem lucrurile despre care am vorbit mai devreme. Altfel, tot sistemul s-ar prăbuși și ar fi chestie foarte complicată. După ce atingem aceste praguri și vedem că nu prea mai avem unde să mai urcăm sau nu mai avem energie sau nu mai avem chef sau pur și simplu acest principiu al compensării despre care vorbește Jung, care e un factor important în procesul de individuare și cumva tragem, muncim foarte mult și la un moment dat atitudinea aceasta este compensată de psihic, de inconștient, cu o stare de depresie, de oboseală și pur și simplu ne dăm seama, mulți dintre noi, ca urmare a acestui proces de individuare care, repet, este un proces determinat de către sine. E un proces la care suntem toți predispuși. Dacă alegem să îl urmăm sau nu, este o opțiune individuală, într-adevăr. În momentul în care intervine această criză, începem să realizăm că nu ne cunoaștem foarte bine, că am proiectat foarte mult în exterior părți din propriul psihic și am dat credit foarte mult societății, părinților, profesorilor, managerilor, autorităților în general. Începem să trecem într-o nouă etapă în care proiecțiile, spune Jung și reia Nureștean,
nu se mai fac pe anumite persoane, ci pe anumite simboluri, de exemplu, simboluri religioase. Atunci oamenii nu mai urmează lista de to-do, de realizări cerută de profesori și părinți, ci urmează o listă de realizări cerută de o entitate superioară, de natură simbolică. Este o altă fază, faza a treia individuării. Mulți oameni rămân aici și rămân destul de dogmatici, adică nu este o diferență foarte mare, din păcate, între... E o diferență, trebuie să recunoaștem, o calitate superioară a diferențierii conștiinței noastre, în momentul în care nu mai proiectăm direct pe oameni și pe obiecte conținuturi psihice și nu mai considerăm pe aceia răspunzători de nefericirea noastră, să sublimăm acest proces sau cumva să îi dăm o formă simbolică, este un pas înainte în individuală și în descoperirea de sine. O parte din oameni care reușesc să meargă mai departe și ceea ce se întâmplă frecvent în lumea de astăzi, reușesc să-și ia înapoi proiecțiile și din aceste entități simbolice, care ar putea fi nu doar simboluri religioase, ci și convingeri morale, coduri de conduită, preocupări intelectuale, și își dau seama că nu, că ei au proiectat și toate lucrurile acelea le aparțin. Și aici intervine un proces, pe de-o parte necesar, procesului de individuare, pe de-altă parte foarte periculos, pentru că mulți oameni se opresc, se îmbată cu această bogăție interioară pe care o descoperă și o consideră ca aparținând eu-ului, centrului personalității. Nu dau credit psihicului ca întreg, cu tot cu inconștientul. Și atunci apare fenomenul pe care iunghienii îl numesc inflație, când practic eu-ul își asumă foarte multe calități care țin de straturile mai profunde ale psihicului, ale inconștientului, și eu-ul dintr-o dată se consideră atotputernic, centrul universului, se iau decizii în numele acestei atot științe și atot putințe, și se ajunge în situații, așa cum vedem astăzi, dificile pentru ecosistem, cel puțin, și pentru sistemul social. Pentru că cei care sunt inflaționați în acest fel își dau prea mult credit lor înșile, eu-ului lor, conștiinței lor, ignorând complet factorul inconștient, care pentru Jung și pentru psihanalist în general, este definitoriu pentru destinul nostru și destinul celor din jur și al planetei. Acesta este al patrulea stadiu, care, bineînțeles, e foarte plăcut să fii așa plin de tine și să-ți dai seama că ai atât de multe calități. Calitățile sunt reale, dar felul cum persoana dispune de ele sau felul cum alege să ignore că există un factor mai înalt de reglare sau că aceste calități aparțin psihicului mai vast, din care eu-ul este doar un executant, complică cumva lucrurile. Dar există și oameni care reușesc să facă față, tot așa, principiul compensării, cumva, ceva din psihic. Asta este marea cheie, cumva, în psihologia indiană, că tot timpul revenim la ideea că există acest principiu de autoreglare psihică. Există, așa cum în corp, există principiul homeostaziei, care e un principiu extrem de complex și greu de explicat. Pentru că se întâmplă în toată ființa noastră, la nivel de celulă, la nivel de sistem, la nivelul dintre sisteme. La fel există un proces de autoreglare și la nivelul psihicului și sinele, care este considerat factorul de autoreglare principal, ne împinge să depășim și această fază, a patra, de inflație, și să ajungem într-un loc în care conștiința și inconștientul nu mai sunt în opoziție sau nu se exclud, ci pur și simplu pot să coexiste. Omul este conștient, pe de-o parte, că este cine este și are calitățile și defectele pe care le are. În același timp,
este conștient și că este doar un punct într-o mare, mult mai vastă de material psihic și de energie psihică, inconștientul, și cumva dobândește această atitudine smerită în fața măreției și misterului psihicului și a acestui principiu auto-ordonator care este sinele. Jung se oprește cu descrierea procesului de individuare aici, dar, așa cum ai spus, în vest, aceste faze ale dezvoltării personale și ale atingerii esenței se continuă. Mai că pentru omul vestic, chiar și să ajungă la nivelul al cincilea este o provocare. Carte foarte interesantă pentru cei pasionați de Jung. Cum am spus, explică foarte multe lucruri în context și poate să constituie un deschizător de drum în explorarea psihologiei junghiei. Și așa cum frumos spunea Murray Stein într-un citat, compara pe Carl Gustav Jung cu un soi de Cristofor Columb al lumii interioare, un soi de descoperitor al lumii interioare. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Iulia Feordeanu, psihoterapeut, analist junghian, și am vorbit pe marginea cărții Harta Sufletului, moștenirea lui Jung de Murray Stein, o carte publicată în colecția junghiana a editurii Herald. Îi mulțumim Iuliei Feordeanu, vă mulțumim și noastră că ați fost și de această dată alături de noi și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o zi superbă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!